Concursul culinar Arta în Bucătărie a ajuns la a doua ediție, a reunit la start 5 echipe talentate din licee tehnologice din țară. Evenimentul a avut ca scop promovarea excelenței în domeniul gastronomiei și încurajarea tinerilor pasionați de arta culinară. În acest an, echipa Liceului Tehnologic Petre S. Aurelian din Slatina a impresionat juriul și a obținut locul întâi, demonstrând abilități deosebite și creativitate în prepararea mâncărurilor și dulciurilor. Concurs la care au participat 5 echipaje, 3 din Ploiești, 1 din București, UCECOM Spiru Haret și echipa noastră. A luat locul întâi, copiii s-au concentrat pe ce li s-a spus, din fericire au fost foarte atenți, au lucrat atent, cred că au contat foarte mult și prezentarea preparatului la final. Fapt, preparat vorbim. Pe bucătărie au avut ruladă de pui, iar pe cofetărie, patiserie, tartă cu fructe. Pot spune că am avut destul de multă încredere în mine, știam ce am de făcut, știam cum să fac preparatul, încât să prindă și gust și culoare pe farfurie. Deci pot spune că a fost pe total ok. Domeniul este foarte frumos de cofetar, patisier și să zicem că emoțiile și la concurs și așa când pregătim ceva dulce, sunt foarte mari emoțiile. Ce vă propuneți pentru următoarele concursuri? Să câștigăm, să luăm locul întâi și, bineînțeles, să mergem mai departe cu acest profil. Elevii slătineni au avut un an școlar foarte bun, iar acest premiu subliniază dedicarea și eforturile depuse de-a lungul timpului. A fost un an școlar benefic, cu toții am crescut, am evoluat, ei s-au dezvoltat frumos. Ca urmare sunt aceste rezultate deosebite pe care le-am avut. Adolescenții de la Economic sunt hotărâți să participe și în viitor la concursuri de gastronomie și să câștige noi premii.